La nivelul județului Călăraș s-au vaccinat până în momentul de față 420 de persoane. În data de 4 decembrie au mai sosit încă 350 de doze în județul nostru. Din informațiile furnizate de către reprezentanții de SP Călăraș, nu au fost înregistrate reacții adverse severe. Vaccinarea anticovid-19 a început în data de 31 decembrie 2020, prioritatea având cadrele medicale. La nivelul județului nostru, în data de 3 ianuarie, situația privind numărul cazurilor de infectări cu noul coronavirus era următoarea. 667 de persoane se aflau în carantină la domiciliu, 258 de persoane în izolare la domiciliu, 49 de persoane în izolare instituționalizată fiind internate, 6363 de persoane confirmate de la începutul epidemiei, 483 de cazuri active și 691 de persoane au fost declarate vindecate. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul nostru este de 1,39. Primele trei localități din județul Județi cu cea mai mare incidență sunt Valea Argovei cu 3,79%, Comuna Nicolae Bălcescu cu 2,96% și orașul ehliu cu 2,60%.